Ne păzește pe noi,
aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că au auzit și că a făcut această minune. Dar farisei ziceau între ei, vedeți, că nimic nu folosiți, iată lumea s-a dus după dânsul. Și erau unii greci dintre cei care veniseră să se închine la prasnic. Aceștia s-au apropiat de Filip, care era din Betania și din Besaida Galilei și l-au rugat zicând, Doamnule, voim să vedem pe Iisus. A venit Filip și i-a spus lui Andrei și apoi Andrei și Filip i-a spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns zicând, a venit ceasul ca să se preamărească Fiul Omului. Adevărat, adevărat, vă spun vouă că dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne numai el. Iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce-și iubește sufletul său îl va pierde, iar cel ce-și urăște sufletul său în lumea aceasta îl va păstra spre viața cea veșnică. Dacă slujește cineva mie să vină după mine, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă va sluji cineva mie, îl va cinsti Tatăl meu. Acum sufletul meu este tulburat, dar ce voi zice, Părinte, izbăvește-mă pe mine de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit la ceasul acesta. Părinte, preamărește numele Tău. Atunci a venit glas din cer, l-am preamărit și iarăși îl voi preamări. Iar poporul care era de față și auzeau, zicea, a fost tunet, alții ziceau, a vorbit cu dânsul un înger. Iisus a răspuns și a zis, nu pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi zvonit afară. Iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Iar aceasta o zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulțimea i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veci, deci cum zici tu că trebuie să fie înălțat Fiul Omului? Cine este acesta Fiul Omului? Atunci Iisus a zis că trei puține vreme mai este lumina la voi. Umblați până când aveți lumină ca să nu vă cuprinde întunericul. Căci cel ce umblă pe întuneric nu știe unde merge, până când aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți fii luminii. Acestea le-a zis Iisus și ducându-se s-a ascuns de ei. Dar deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în el, ca să se împlinească cuvântul prorocului Isaia, pe care l-a zis, Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi? Și brațul Domnului cui s-a descoperit. De aceea nu puteau să creadă, pentru că iarăși Isaia a zis, a orbit ochii lor și s-a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și nici să nu înțeleagă cu inima, ca nu cumva să se întoarcă și eu să-i vindec. A zis Isaia acestea, fiindcă a văzut slava lui și a grăit despre el. Însă și dintre căpetenii mulți au crezut în el, dar de teama fariseilor nu mărturiseau, pentru ca să nu fie izgoniți din sinagogă, pentru că ei au iubit slava omenească mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel care m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe Cel care m-a trimis pe mine. Eu, lumina, am venit în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele mele și nu crede, nu-l judec eu, căci n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Și
Cine se leapă de mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să-l judece. Cuvântul pe care l-am grăit, acela îl va judeca în ziua cea de apoi. Pentru că eu nu am grăit de la mine, ci Tatăl cel care m-a trimis, acela mi-a dat poruncă ca să spun și ce să vestesc, și știu că porunca lui este viață veșnică. De cele ce vestesc eu precum mi-a spus mie Tatăl, așa le vestesc. Thank you.
să dobândească darul acesta pe care l-a și dobândit, căci văzut un om fricoșător, eu chip apostolesc, care ridică Sfânta Evanghelie de pe Sfânta Masă și o puse pe pietul lui și apoi binecuvântă. Aceasta a fost începătura dumnezeiescului dar, pe de atunci în urmă, fără de trupă și prea lezea pătruia Sfințitele cântări și le da celor ce cereau, încât s-o puteau fi cum că nu le scoate de la sine ce le învață întâi de la alții, apoi le zice de rost și așa le dă celor ce le pofteau. Dar nu era așa precum s-o puteau aceea amânduindu-se ce era dat din dumnezeiescul dar ale izbodii. Drept aceea era de urile tuturor lăudați și de tot doriți și iubiți, nu numai de cei simpli și de boieri, ci chiar și de frații cei de atunci. Și a fost o sândit la izbăvire de banda cezarului lui împăratului Mihail, pentru că Sfântul îl frustrase. Și iarăși numai decât chemat în izbăvire, își luă pe seama lui paza Sfintelor vase ale Sfintei Biserici, a lui Dumnezeu, fiind patriarh, minunatului gratie, și nevoiește pentru dreapta credința ai domnii. La Chelson, viața sau moartea lui Marla a fost eliberat de acolo de Teodora Părăteasa, care a întărit ortodoxia și făcând laude multor sfinți, a răposat și a fost îngropată cinstitele lui moarte la mănăstirea unde se află și acum. Tot în această dipomenirea cuviosului Părintele nostru Gheorghe din Maleu, tot în această dipomenirea Sfintei Ucenite pe Sfânta Ascurniciei și a Tovarășelor lor, aceste Sfinte ar vrei pe venea lui Sapor, Păratul Presan, surori Sfinți, Sfântului Simeon Episcopul, care a suferit ucenicia în Persia împreună cu Atomie. Și fiindcă părăteasa pătimea de a receva, a fost clevetit de aceasta că fac mărturii otrăvitoare. Prinse fiind s-au pățișat la Arhimagul și dezinogoținu-se de prihană pus asupra lor, spuneau că sunt creștine și că nu este iertat creștinilor a face asemenea otrăvitoare lucruri. Potindu-se acolo rădăuită vinovăția, adăugindu-se pe lângă o travă și pricina credinței, li s-a dat hotărâre de moarte și fiind întinse și legate de par, de grumaje și de picioare, au fost tăiat
Thank you.
pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Drenților, și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Martiri, prin coveniu, plătitorii acestui Sfânt Locaș, și Sfântul Cuvios Iosif, Ignograful Gheorghe, Din, Maleon și Zosima, a căror pomenire o să vârșim ale Sfinților Drenților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Crezând în lumea, vor fi ridicați acolo unde
se află Mântuitor, adică în Împărăția lui Dumnezeu. Mulțimile știau ei ceva, printre ei erau și cunoscători a prorociilor din Vechiul Testament. Și au înțeles ei că Mântuitorul și-a anunțat oarecumva moarte. Ce nu știu că Hristos nu moare. Cum spui tu că trebuie să grâul să încolțească și să se înmulțească, iar știm că Hristos rămâne veac. Cum zici tu, zice că Fiul omului trebuie să se înalțe, adică chiar dacă n-au înțeles moartea cu totul de greu, au înțeles că trebuie să se ridice și să se înalțe la cer. Și cine este acesta Fiul omului? Atunci Mântuitorul nu le mai explică, fapt ce înțelege, că nu mai era timp de explicații suplimentare, le spune direct așa. Zice, puțină vreme lumina este cu voi. Umblați cât aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Și cel ce umblă în întunericul nu știe unde merge. Cât aveți lumină, credeți în lumină ca să fiți fii lumine. Și acest spunându-ne, Mântuitorul s-a făcut nevăzut de zece. Evanghelistul Iuse s-a ascuns. Adică a plecat undeva și nu l-a mai văzut mulțimile. Și amintește Evanghelistul aici de ceea ce spunea profetul Isaia. Zice așa, el a închis ochii lor, i-a orbit și inima lor a împietrit-o, pentru ca ei cu ochii să nu vadă și cu inima să nu înțeleagă, ca nu cumva să-și devină și eu să-i vindec, adică să le lumineze mintea ca să priceapă și aceste ultime cuvinte ale Mântuitorului legate de sfârșitul lui. Lucrurile acestea Mântuitorul le-a spus de parcursul a 3 ani și jumătate, sub diferite forme. Dar se pare că nu le-au înțeles întru totul. Și acum Mântuitorul nu mai are, sigur, că nici dispoziția de a le explica mai pe îndelete și nici timpul. Era presat de ceea ce aveau să vină asupra lui. Și revine Evanghelistul, arătând că mulți dintre căpetenii, adică dintre cărturari și farisei, au crezut în el. Iată ce spune. Ce? Totuși, și dintre căpetenii mulți au crezut în dânsul, dar nu mărturiseau de pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniți din sinagogă. Era o diplomație, cum am spune noi în zilele de astăzi, un tact așa. Dar diplomația de multe ori implică fățărnicie. Nu înseamnă că au fost scutiți ei de ceea ce urmau. Că dacă crezi, mărturisești. Ori dacă nu mărturisești, înseamnă că nu crezi de ajuns. Cam așa erau cei dintre cărturari. Și spune Evanghelistul, ce ei au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Așa se întâmplă cu cei care, de multe ori, încă acum, să zicem așa, că e liber și se poate manifesta orice, dar e și acum, să știți. Sunt oameni care, de frica colegilor lor, care nu cred în Dumnezeu, nici ei nu-și manifeste credința cu totul față de Dumnezeu. O tăinuiesc așa pe aici, pe acolo. Doar așa, când sunt în momente care deosebite, sau cu fețe bisericești, atunci se arată că și ei cred și mărturisesc, dar când sunt cu colegii lor, fie ei profesori universitari, fie nu mai vorbesc de cei ce sunt în funcție de conducere, prea puțini sunt cei care se arată a fi credincioși și mărturisitori ai credinței. Și aceasta se vede prin Scripturi din felul care merge lumea și din felul care merge și țara noastră. Astea sunt niște fățarnici, care nu așa de poză spun că cred. Eu aș scoate și jurământul acela, începând de la președinte până în parlament și în senat. Pentru că este blestem, că el crede în Dumnezeu. Că dacă ar crede în Dumnezeu, ar face lucrurile lui Dumnezeu. Dar din moment ce jură, se sunt jurământ și nu dau seama ceva. Deci așa să mă ajute Dumnezeu, că așa să mă ajute. Cum crezi în el și așa îți dă și minte bună de încurci lucrurile și nu
cauzezi dureri și necadă și suferință poporului și nației din care ești. Iată rezultatul. Așa erau și farisei atunci. Așa era exact ca și cum sunt astăzi mulți. Credeau, dar nu mărturiseau de frică. Să nu fie cumva prins și dați afară de sinagogă, știți? Cum se întâmplă și în structuri, că lăsați și undeva care crede că s-a arăt un bigot, așa, toți fi sigur pe el. Adică, suntem mai rău ca și în timpul persecuției. Că atunci, în timpul persecuțiilor, dacă știai, ăla care mărturisește pe Hristos, e gata să moară pe el. Dar asta nu face așa de diplomație. De fața lumii, când sunt credincioși și credincioși, când nu sunt credincioși, de credincioși, când sunt desfrânați, e desfrânat, când sunt imorali, e imoral. Pe ce o fac? Ce îți poate garanta o persoană pe aceasta? Așa erau să fie și atunci. Vedeți cum se repete așa, în structuri, în generații, comportamentul acesta oscilat, așa, nesigur, nu te poți lua în loc ca acesta. Și Iisus a strigat și a zis, cel ce crede în mine, nu în mine crede, ci în cel care m-a trimis pe mine. Și cel ce m-a trimis pe mine, mă vede pe mine și îl vede și pe cel ce crede în mine. Eu, lumina, am venit în lume pentru ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric, ci să fie fiu al luminii. Iar cel ce se leagă de mine, nu primește cuvintele mele. Și are cine să-l judece? Pentru că cuvântul pe care eu l-am grăit, acela îl va judeca în ziua de apoi. Pentru că eu nu de la mine am grăit, ci Tatăl, cel ce m-a trimis, El mi-a poruncit ca să spun și ce să spun și ce să grăiesc. Iată, bisericioși, ce mărturisire simplă, profundă și de necontestat, spune Mântuitorul în această Evanghelie care s-a citit în seara aceasta. Este pe înțelesul tuturor. Nu mai trebuie nicio tălmăcire, nu trebuie nicio explicație suplimentară. Poate și filozoful, poate și analfabetul să o priceapă, să înțeleagă și să-și conformeze fiecare, după cum dorește, comportamentul, viața și credința lui, ca să știe cum și sub ce formă Dumnezeu îl va răspăti. Amin. Păi,